independența profesională a medicului de familie este îngrădită de diverse restricții, de protocoale de prescriere, precum și alte restricții impuse prin contractul cadru și legislația subsecventă. Medicul nu poate recomanda pacienților săi investigațiile necesare pentru un diagnostic precoce, o monitorizare a patologiilor frecvente și medicației pentru diverse boli, deși statutul său de profesional îi permite. Aceste restricții ar trebui urgent eliminate și revizuite cu ajutorul societăților profesionale. Competențele medicului de familie. În timpul consultației, mult timp se irosește prin activități administrative, nemedicale, birocratice, care au fost delegate de către Casa Națională. Solicităm pentru aceasta ca prin sistemul informatic al Casei de Sănătate, medicul să fie eliberat de acestea. Casa Națională, prin sistemul PIA, să-și asume responsabilitățile legale care îi revin. Astfel, verificarea categoriei de asigurat, documente electronice și administrarea gradului de compensare a medicamentelor la nivelul farmaciei prin o rețetă unică eliberată de către medic, pentru că în unele situații medicul e nevoie să elibereze 4-5 rețete. Acestea deziderate ale noastre sunt prevăzute în legea 95 din 2006, dar sunt încălcate de contractul cadru și actele normative subsecvente. Statutul de furnizor privat independent al cabinetului medical este încălcat. Cabinetul de medicină de familie este o unitate sanitară privată specializată în furnizarea de servicii medicale de asistență medicală primară organizată în conform lege. Exercițiul dreptului de proprietate privată și a libertății economice prevăzută în Constituție este restrâns în mod abuziv de către contractul cadru. Solicităm negocierea tarifelor serviciilor contractate și păstrarea principiului constituțional al proporționalității unui contract civil. Exercitarea profesiei de medic trebuie permisă numai în unități administrative independente, având reprezentant legal un medic de familie, pentru a nu genera risipă și abuzuri în cheltuirea fondurilor asiguraților. Este imperios necesară respectarea legii 95 și monitorizarea implementării Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020 și a Strategiei pentru Dezvoltarea Asistenței Medicale din România. De asemenea, creșterea finanțării medicinii de familie pentru echilibrarea sistemului public de sănătate. Se știe că medicina de familie asigură peste 70% din serviciile medicale din sistemul de sănătate românesc, iar procentul alocat din fondul de sănătate este undeva sub 5%. De asemenea, solicităm o creștere a finanțării sistemului de sănătate românesc la 6% din PIB, iar medicina de familie să îi se acorde un procent de cel puțin 10% din Fondul Național de Sănătate, având în vedere că în Europa acest fond pentru medicina de familie
se situează undeva între 9 și 17% din fondul de sănătate a diverselor țări europene. De asemenea, nu, și nu în ultimul rând, recunoașterea importanței medicului de familie și respectarea drepturilor constituționale ale medicilor și ale pacienților. Medicul de familie abordează holistic pacientul prin identificarea riscurilor pentru sănătate și depistarea precoce a bolilor, prin sinteza diagnosticilor și tratamentelor, prin monitorizarea bolilor cronice în toate stadiile acestea. Medicul de familie este singurul care se adresează populației sănătoase sau aparent sănătoase, este singurul care face prevenție primară și secundară și de aceea are o importanță deosebită în întreg sistemul. Dacă un sistem de sănătate are o medicină de familie bine dezvoltată, atunci celelalte trepte ale sistemului de sănătate vor funcționa mult mai bine. Adresabilitatea mai mare a pacientului și a omului sănătos în vederea prevenției, cu cât este mai mare, cu atât cheltuiala în sistemul de sănătate este mai mică. Și trebuie avut în vedere că sistemul de medicină de familie este acea treaptă a sistemului de sănătate care asigură servicii de sănătate tuturor locuitorilor țării până în cele mai îndepărtate colțuri. În unele locuri, medicul de familie este singurul medic care asigură servicii de sănătate. În vederea obținerii acestor deziderate și avem sprijinul Coaliției Solidaritate pentru Sănătate. Această coaliție este formată din Societatea Națională de Medicină de Familie, Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie, Salvați Copiii România, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, Asociația Națională a Protecției Pacienților, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative din România, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice, Asociația Mame pentru Mame, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice. De asemenea, solicităm sprijinul presii și mass media, astfel încât demersul nostru să capete o popularizare cât mai mare. Până acum, toate memoriile și toate acțiunile întreprinse de către societățile medicilor de familie au fost ignorate în decursul timpului. La fiecare guvern au fost depuse memorii, atât la Casa Națională, cât și la guvern, cât și la Ministerul Sănătății, la Ministerul de Finanțe. Sperăm ca în ceasul al 12-lea guvernanții să își dea seama de importanța medicinii de familie și de importanța sistemului de sănătate în general, astfel încât să aloce un procent de 6% din PIB sistemului de sănătate, iar medicinii de familie un procent de 10%